Slujba Vecerniei Mar și Prohodul Domnului au fost săvârșite astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Galați de Înalt Sfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Un moment special a fost reprezentat de tradiționala procesiune în jurul locașului de cult, la care au participat numeroși credincioși îmbrăcați în costume populare și purtând în mâini făclii aprinse. În cadrul vecerniei, Sfânta Cruce adusă din Sfântul Altar în mijlocul bisericii la denia celor 12 evanghelii a fost așezată înapoi la locul rânduit. Sfântul Epitaf a fost adus apoi împreună cu Sfânta Evanghelie în mijlocul locașului de cult, iar înalt alt preasfințitul Părinte Casian a chemat copiii, tinerii și credincioșii la închinare. Tot astăzi, credincioșii au revenit la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, la Denia Prohodului Domnului. La final, au participat la tradiționala procesiune în jurul locașului de cult.